Firmele care și-au lăsat în starea de urgență angajații să lucreze de acasă pot primi bani de la guvern pentru echipamente. Mai exact, 2500 de lei pentru fiecare angajat. Înscrierile în acest program au început pe o platformă online, iar banii primiți trebuie folosiți pentru a cumpăra laptopuri, tablete, telefoane și chiar modemuri sau licențe software. La această fabrică din Alba, de exemplu, 13 angajați au lucrat de acasă în perioada stării de urgență, personalul administrativ și cei de la resurse umane. Operam pe calculator diverse, încărcam facturi și pe partea de contabilitate. Iar dacă intervenea ceva pe partea de IT, foarte ușor colaboram cu colegul. Am creat fiecărui utilizator un canal de VPN, cu ajutorul căruia se loga direct pe server la firmă. Cel care era la servici scana tuturor documentele. Ajutorul financiar de la guvern este binevenit. Pentru 13 angajați, firma ar urma să primească peste 32.000 de lei. Angajații uneori s-au mai plâns, mai pică rețeaua de internet, că e vorba de rețele casnice. Firmele de IT sunt primele care s-au înscris în program. O să luăm în considerare un echipament de birotică, poate un server sau un laptop, un calculator, un abonament pentru ceva server din asta pentru teleconferințe. Pentru anumiți angajați, o mini-imprimantă de care el poate să aibă acces sau poate un monitor sau nu adițional dacă își dorește. Nu este o sumă foarte mare, 2500 de lei. Se poate configura cu această sumă un laptop care să fie util angajaților în activitatea lor de acasă. Dosarele de înscriere în program se pot depune pe platforma aici.gov.ro. Angajatorii nu au voie să folosească banii în alt scop decât cel al investiției în echipamente. Aceste sume vor trebui justificate. Pot cumpăra tablete, smartphone-uri, laptopuri, precum și modemuri de internet. Solicitările se pot face până la sfârșitul anului. S-au strâns deja câteva sute. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.